Bună dimineața! Astăzi dimineața vom continua proiectul pe care l-am început ieri. Mai avem puțin de lucru pentru a termina găinușa cu suportul pentru ouă. După cum știți, ieri am încheiat cu aripioarele. Eu am lucrat una, dumneavoastră trebuia să o faceți pe cea de-a doua, am făcut-o și eu între timp. Uitați-vă, le-am măsurat, sunt exacte, nu au nicio diferență între ele. Și acum vom continua cu părțile care ne-au rămas de lucru. Voi continua cu același croșet 3 și jumătate, nu știu dacă se vede bine, și vom face suporturile pentru ouă care vor veni puse de jur împrejurul găinușei. Eu, pentru a diversifica un pic, am făcut o parte dintre acestea cu culoarea roz și cele cu culoarea albă. Să dau o notă de diferență în funcție de modelul original, pe care, așa cum vă spuneam, l-am lucrat în urma unei, să spunem așa, a unui pariu, că sunt, că reușesc să lucrez. Voi face pentru dumneavoastră acum unul dintre acele suporturi pentru ouă. Voi face cel cu culoarea roz, după care vom continua cu restul lucrării. Pentru a face suportul, vom face din nou, cred că se vede bine, cercul magic și vom începe cu două ochiuri de lanț. Și vom continua lucrând un număr de 12 jumătăți de picioruș dublu în interiorul acestui cerc. 1, 2, 3, 4, 5, și 12. Acum voi închide cercul magic . Voi închide rândul în ultimul picioruș din primul picioruș pe care l-am lucrat. Voi face în corespondența fiecărui picioruș, voi dubla. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 24 de jumătăți de picioruș dublu. Avem 1, în corespondența al doilea, și vom continua în felul acesta. Deci, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior,
vom lucra două jumătăți de picioruș dublu. Așa cum vă spuneam, la sfârșitul rândului vom avea un număr de 24 astfel de piciorușe și apoi vom continua. Este foarte ușor, după cum vedeți, nu este complicat, cel puțin mie așa mi se pare. Așa cum spuneam, mă adresez în ultimul timp foarte mult doamnelor începătoare, pentru că și ele doresc să învețe anumite lucruri. De multe ori și eu învăț odată cu dumneavoastră, pentru că așa cum am spus întotdeauna și repet, nimeni nu se naște învățat și învăț de multe ori împreună cu dumneavoastră anumite lucruri. Înainte de a avea acest grup, specialitatea mea nu erau nimic jucăriile tip amigurumi. Eu lucram foarte mult mileuri, coșulețe de macrame și foarte mult am lucrat în pamblică. Acum am ajuns la capătul acestui rând, voi strânge un pic mai bine cercul magic aici și voi încheia, ca de obicei, în ultimul os din primul picioruș, în ultimul lot de lanț din primul picioruș. Iar acum voi continua să lucrez în corespondența fiecărui ochi, voi lucra o jumătate de picioruș dublu și voi face astfel patru rânduri. Deci voi intra aici, cel va face primul, vom face aceste patru rânduri fără să mulțim, fără să scădem, foarte, foarte simplu. Deci continuăm în felul acesta cu patru rânduri. Când am ajuns la capătul celor patru rânduri, noi ne vom întâlni și vom continua. Am ajuns la capătul acestui rând, cel de-al patrulea, și vom închide, ca de obicei, în ultimul lot de lanț din corespondența primului picioruș. Acum voi tăia firul și îl vom ascunde. Capetele de fire, așa cum vă spuneam întotdeauna, nu le aruncați, le strângeți, pentru că ele vor folosi foarte mult la umplerea jucăriilor amigurumi pe care le vom lucra în viitor. Acum voi ascunde acest fir de desubt. Partea din mijloc deja am ascuns-o, firul din mijloc cu care am început. Așa cum vă spuneam, eu aceste tutoriale le fac în mod special pentru grupul nostru de Facebook, Tatiana Croșeta și prietenele ei, și pentru canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș. Acestea vor fi, le veți găsi doar pe canalul de YouTube și pe pagina acestui grup de care v-am vorbit. Eu am făcut în total, așa cum ați văzut, am un număr de 8
astfel de suporturi pentru ouă. Apoi vom vedea când vom termina modul în care le vom aranja. Vom continua pentru că suntem la culoarea roz, să facem pălăriuța care va veni așezată pe capul găinii. Din nou voi face cercul magic în interiorul acestuia. Voi face din nou 12 jumătăți de picioruș dublu, așa cum ați văzut, cea mai mare parte a acestui proiect este lucrat cu jumătăți de picioruș dublu. Ați văzut, este foarte simplu de realizat, v-am arătat la începutul primului tutorial modul în care se lucrează. Avem deja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum voi face cel de-al 12-lea, 12, acum voi închide foarte bine cercul magic. Și voi închide rândul aici în ultimul ochi din corespondența primului picioruș, voi închide cu picioruș alunecat. Acum vom continua în felul următor. Voi face două ochiuri de lanț și în corespondența primului picioruș, voi din rândul anterior voi face o mulțire. Apoi voi face un picioruș normal, fără să mulțesc. În al doilea voi înmulți din nou. Așa voi proceda pe parcursul întregului rând, deci voi face un picioruș fără să mulțesc, iar în următorul voi înmulți. Acum voi face din nou o mulțire, pentru că găinușa noastră să fie cochetă, fie atrăgătoare, drăguță, vom face, așa cum vă spuneam, și această pălăriuță. Nu uitați că un ochi lucrăm normal. Deci dacă lucrezi foarte strâns, nu intră croșetul, iar în următorul vom efectua o mulțire. Dacă se aud ceva zgomote suspecte, nu vă speriați, este bătrâna care vorbește în somn. Așa cum știți, eu întotdeauna fac tutorial dimineața foarte devreme, pentru că apoi întreaga zi sunt ocupată și nu reușesc. Aici în ultimul voi face o mulțire, după care voi închide rândul ca de obicei cu fir alunecat în ultimul picioruș în ultimul ochi de lanț din corespondența primului picioruș. Acum voi face două ochiuri de lanț și voi face jumătăți de picioruș dublu
pe întreg parcursul rândului, însă vom lucra din nou de club. Asta înseamnă că vom lua doar partea din spate a ochiului. Deci, după cum vedeți, acesta ar fi partea, un ochi întreg. Noi vom lua doar partea a doua, partea din spate. Și vom lucra acest rând în felul acesta. Astfel până la capătul acestui rând. Tutorialul de astăzi va fi un pic mai scurt decât celălalt, pentru că este mai puțin de lucru, însă ieri a trebuit să întrerup, eram și foarte obosită și apoi m-a așteptat o zi întreagă de lucru. Vedeți, totul este foarte ușor de făcut. Aceste lucruri vreau să le fac în totalitate cu dumneavoastră. Aceste mici sunt micuțe, dar trebuie să știți modul în care se lucrează. Mi-ar face mare plăcere să văd că ați lucrat după mine, după aceste tutoriale pe care le fac. Scuzați dacă tușesc. La mine este ceață, eu răcesc foarte ușor. Acum am ajuns la capătul acestui rând și din nou voi închide în corespondența ultimului ochi de lanț din primul picioruș. După cum vedeți, am format deja calota, să spunem așa, a pălăriuței. Acum vom lucra un nou rând în mod normal, fără mulțiri, fără deci jumătăți de ochi dublu, în corespondența fiecărui ochi din rândul pe care abia l-am terminat. Nu va fi nevoie să mulțim, vom merge drept. Că se vede ceea ce lucrez. Vedeți cât de ușor se lucrează, foarte puțin timp ne ia să facem aceste mici bijuterii cu croșetul. Bineînțeles, voi continua seria lucrărilor pentru... Am ajuns la capătul rândului, vom închide. Voi continua să lucrez seria lucrărilor pentru Paște. Uitați-vă rezultatul. Iar acum vom continua cu ultimul rând, care va fi lucrat în felul următor.
Am făcut două ochiuri de lanț, la începutul fiecărui rând. Și acum voi face din nou un ochi lucrat în mod normal, următorul îl voi dubla, voi înmulți. Însă de data aceasta voi lua firul doar prin partea din față. Dacă în tehnica Backloop luăm firul din spate, acum vom lua doar din față, în felul acesta. Și am lucrat un picioruș. În cel de-al doilea voi face o mulțire. Din nou voi lucra un picioruș normal. Voi face o mulțire. Astfel vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. Din nou o mulțire. Altă mulțire. După cum vedeți, se formează deja bordul pălăriuței. Deci, nu uitați, un picioruș lucrăm înmulțit, iar următorul îl vom lucra fără să înmulțim. Eu cred că cine dorește să lucreze o va face cu mare ușurință. Și apoi un alt lucru care am dorit și doresc să-l precizez este că dumneavoastră puteți folosi culorile pe care le doriți, culorile de care dispuneți. Nu este nimeni obligat să respecte aceste culori pe care le-am folosit eu. Și, bineînțeles, croșetul îl veți folosi cel adaptat firului cu care dumneavoastră lucrați. Aici va fi, deci, ultimul picioruș. Voi închide cu piciorușul alunecat. Uitați-vă că am făcut și pălăriuța. Voi scurta firul și să spunem că am terminat de lucrat și cu această culoare, cu culoarea roz. Voi închide, voi ascunde firul de desubt. Eu pentru aceste lucrări, pentru că sunt lucrări demonstrative,
Lucrez mult cu croșetul, ascund firele cu croșetul unde este strict nevoie cos, dar în general mare parte din lucrări folosesc chiar și lipiciul lichid. Cum și dumneavoastră puteți folosi lipiciul la cald pe care îl aveți, de care dispuneți dumneavoastră, sau chiar lipiciul lichid în anumite lucrări. Am strâns bine și aici voi ascunde și acest fir. Uitați-vă că aceasta este pălăriuța găinușei. Bineînțeles, după aceea vom veni cu un pic de roșu, să-i dăm o tentă mult mai plăcută. Voi continua. Ce vom face acum? Vom închide aici gâtul găinușei cu firul de ață. Voi introduce și voi coase. Veți vedea că nu este nimic greu. Foarte ușor. Acesta va fi practic capul găinușei. Aici vom fixa deasupra pălăriuța. Stabilitate cât mai mare lucrării, vă rog să scuzați când repet aceste sunete, însă, așa cum vă spuneam, sunt cam tot timpul un pic răcită. Aici unde lucrez eu este foarte multă ceață, foarte multă umiditate, este frig, foarte rece dimineața, și cum eu trebuie să ies foarte mult din casă între bucătăria de afară și casă, chiar dacă mă îmbrac imediat, mă răgușesc imediat, prind un pic de răceală. Acum vom aplica și aripile. Așa cum ați văzut, am lucrat două aripi. Le vom coase. Eu le voi coase în felul acesta. Sper să reușesc să pun firul fără să trebuiască să întrerup camera. De obicei îmi ia ceva timp, însă acum uitați-vă că am reușit. Voi atașa aripa în modul în care mie îmi place mai mult așa, un pic în sus, în felul acesta. Voi da aici 2-3 puncte, voi coase. Nu este greu.
Mulțumită. Așa. După care voi ascunde firul. Vă trec de dedesubt de câteva ori. În felul acesta. Iar aici, pentru a da mai multă, pentru a da mai multă stabilitate aripilor, eu voi face un nou punct cu acul, iar ea va sta în modul în care doresc eu această aripioară. Cum voi continua să ascund acest fir și apoi îl voi tăia. La fel voi proceda și cu cealaltă aripă. Ați văzut modul în care am cusut aceasta. Vă rog să fiți atente, să puneți în aceeași direcție aripioara, să nu fie una mai departe decât cealaltă. Vă las să o coaseți singure, cum și eu tot singură voi coase aceasta. Am terminat de atașat aripile. După cum vedeți, sunt în aceeași poziție, sunt aliniate perfect. Vedeți? Vom continua să facem cioculețul. Voi folosi culoarea roșie pentru cioc, bineînțeles. Același fir bravo cu care v-ați obișnuit. Voi face în interiorul cercului magic un număr de 12 jumătăți de picioruș dublu. Și acesta va fi cioculețul. Deci nu este mult de lucru, nici aici, este foarte puțin. Și nu cred că va fi nevoie de 12, ci va fi nevoie doar de 6. Scuzați-mă, pentru că eu m-am obișnuit cu 12 piciorușe, așa am început și ouăle și pălăria. Sunt doar 6, deci avem un picioruș, jumătate de picioruș dublu, să spunem. Așa, al doilea, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic, vom închide rândul în cel de-al doilea ochi de lanț din corespondența primului picioruș pe care l-am lucrat. Voi scurta firul. Scurtez foarte puțin. Așa. Iar apoi toată această parte o voi ascunde de desubt. Așa cum v-am spus, acesta va fi ciocul găinușei. Va fi pus în două, în felul acesta. Și apoi fie îl coasem, fie îl lipim. Eu cred că îl voi lipi. Voi închide aici.
firele. Pun totul deoparte. Acesta va fi cioculețul. Voi folosi lipiciul lichid ca să-l întind, să-l lipesc în două. De lipici foarte puțin. După cum vedeți, am pus foarte puțin lipici. Voi lipi în felul acesta. Voi pune în două. Voi mai pune un pic de lipici. Și voi atașa cioculețul. Aici am închis, vă dau mai aproape ca să vedeți. Deci aici am închis capul găinușei. Este primul rând, al doilea, începând cu cel de-al treilea rând în jos, exact pe mijloc, vom atașa ciocul. În felul acesta. Vedeți, încet, încet, că începe să prindă viață găinușa, să prindă un pic de culoare. Acum vă voi arăta modul în care vom face ochișorii. Pentru cine nu dispune de ochișorii cumpărați, așa cum vedeți că am eu aici, diferite măsuri, diferite culori, vă voi arăta modul în care puteți face ochișorii și să îi aplicați. Eu, bineînțeles, ăștia pe care i-am aici sunt mari, am și măsură mai mică, voi pune cei micuți, însă pentru doamnele care nu au ochișori la dispoziție, vă voi arăta modul în care puteți să vă faceți dumneavoastră foarte ușor. Nicio problemă, faceți cercul magic și în interiorul acestuia veți face un număr de 6 piciorușe scurte. Deci este primul picioruș, 2, 3, 4, și după părerea mea cred că 4 sunt suficiente. Dacă vom face 6 vor fi prea multe. Facem 4. Pentru că nu vrem să aibă ochii prea mari, să fie diferența atât de mare între cioc, căpușor și totul. Vom face doar 4 piciorușe scurte și uitați-vă, este suficient pentru ochișor. Da, voi scurta firul, deci vom face doar 4 astfel de piciorușe.
cărușe scurte. Se trage firul de desubt. Este micuț, este migălos, într-adevăr, dar eu spun că merită efortul. Voi lega aici aceste două fire, în modul acesta le dau mai multă stabilitate. Și astfel veți face ochișorii. Așa cum vă spuneam, eu voi folosi ochișorii cumpărați. Să vedem. Cam așa va arăta un ochișor care îl veți face dumneavoastră. Îl puteți lipi sau îl puteți atașa cu un punct cu acul cu ață. Deci, acum ați văzut cum am făcut ochișorul, eu îi voi pune pe ai mei. Un întreg arsenal aici de mărgele, mărgeluțe, ochi, ochișori. Voi da un pic deoparte ca dumneavoastră să puteți vedea cum îi aplic și unde. Voi pune un pic de lipit pe fiecare ochișor. Tubul meu este aproape la sfârșit și un pic cam greu să vin afară. Așa. Am reușit. Și voi pune aici deoparte un ochișor. Așa. Vă orientați în funcție și de cioculeț, să nu fie nici prea departe, dar nici prea apropiat de cioculeț. Îi pune și cel de-al doilea ochișor. Uitați-vă ce frumos e, nu? Sau îmi pare mie, sau e chiar frumușel. Acum îi voi pune pălăriuța pentru aceasta, din nou cu firul roșu. Voi tăia o bucată de fir roșu și voi trece, vedeți aici, în aceste spații, voi intra și voi trage firul, un ochi da, un ochi nu, dar să vedem, voi intra de aici. Vom face așa o mică, ca o mică fondiță, va deveni până la urmă.
este mult să se vadă ceea ce lucrezi, pentru că, așa cum vă spuneam, spațiul aici pe birou este mic și laptopul este undeva într-o parte. Nu reușesc să văd exact dacă prin toate mișcările. Din nou cer scuze pentru această voce care vedeți că deja mă părăsește din nou. Sper că acasă în România totul este bine. Aici suntem în zona roșie de ceva timp și vom fi până după Paști, după sărbătorile Paștelui. Deci vor fi câteva săptămâni bune în care vom sta închiși la cutie, așa cum spun eu. Am ajuns aici la capătul acestui rând, așa să spunem. Voi încerca să fac o fondiță, sper să vă placă. Strâng un pic să face și al doilea nod. Iar acum voi încerca să fac o mică fondiță, dacă nu va reuși. Sper că da. Ceva de acest tip. Bun. Voi scurta de aici, voi lăsa aceste două fire un pic mai... și voi pune pălăriuța. Fie o aplicăm cu... Nu, punem mai degrabă în spate, așa, acea fondiță să fie mai frumos. Fie o vom coase, vom da un punct cu acul, fie vom pune un pic de lipici. Eu voi pune un pic de lipici lichid direct pe căpușorul găinușei. În felul acesta sunt sigură că nu se va desface. Sunt sigură că îmi stă aici în modul în care doresc eu. Așa. Iar acum rămâne doar partea finală, partea în care vom începe să aplicăm suporturile pentru ouă. Acum, eu am făcut un număr de 8. Dumneavoastră veți face în funcție de mărimea pe care o va avea platoul de desubt. Suportul. Dacă aveți nevoie de 8, veți face 8. Dacă aveți nevoie de 6, depinde de firul cu care lucrați, veți face doar 6. Acestea eu le pun intercalat. Îmi place felul acesta. Vor veni cusute între ele, fie în maniera trenuleț unul de altul, fie veți prinde de platouașul de desubt sau direct de corpul găinușei. Eu le pun așa în mod demonstrativ, dumneavoastră veți vedea modul în care le atașez, în care le aranjez, va fi în felul acesta.
dăm un pic de culoare găinușei. Voi face o mică fondiță roșie, din nou cu fir, pe care o voi pune la gâtul găinușei, așa încât să pară că are mărgeluțe. Ca o mică fondiță. Bineînțeles, nu uitați că vom aranja între ele toate aceste suporturi pentru ouă. Le vom atașa, așa cum vă spuneam, cu firul de ață. Fie le unim între ele, unul câte unul, și apoi le punctăm de corpul găinușei, fie în acest fel. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Voi face aici o imagine de ansamblu. M-ar face mare plăcere să apreciați această lucrare. Dacă vă place să o lucrați și dumneavoastră, câteva dintre doamnele care au văzut tutorialul au fost încântate, au fost mulțumite. Eu am răspuns provocării, am reușit să fac. Așa cum vă spuneam, tutorialul nu mi-aparține. Eu l-am tradus dintr-o altă limbă. Acum va fi ușor și pentru dumneavoastră să realizați această frumusețe pentru Paște. Aici, în fiecare coșuleț, puteți pune un ou colorat. Va da o frumoasă notă de culoare pentru masă de Paște. Poate fi un frumos cadou pentru cineva foarte drag, sau puteți lucra chiar așa, pentru plăcerea de a lucra, pentru plăcerea de a crea ceva frumos. Eu atât am avut să vă prezint în această dimineață. Mă voi întoarce pe parcursul zilei, dacă reușesc, cu un tutorial în care voi explica modul în care se fac anumite șabloane pentru lucrările în pamblică. O doamnă foarte drăguță din București ar vrea să vadă modul în care execut acele șabloane și dacă reușesc astăzi, voi face acel scurt tutorial. Eu atât am avut să vă prezint astăzi, sunt Tatiana Andrieș, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, pentru like-uri, pentru comentarii, vă rog foarte mult să continuați a da like, comentarii pe YouTube, în felul acesta mă ajutați să duc înainte acest canal. Și eu, ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și de noi în fiecare zi.
Vă doresc o zi minunată, spor în tot ceea ce faceți. Sunt Tatiana Andrieș și ne revedem foarte curând cu o nouă surpriză. O zi bună tuturor, la revedere!